următoarea, ce doriți? Dați-mi, vă rog, niște zahăr și niște cașmane. Câți pachete de zahăr? 2 kg de zahăr și 1 kg de cașmane. 10 lei. Da, ia că 10 lei. Așa. 7, 10. Bun, acolo. Și următoarea, ce doriți? Așa, că stați, o pâine. Da, cașmane și zahăr. Care, dumneavoastră vreți cașmane? Apoi, da, 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 banii. Cât? Când ați dat banii? Plătiți pentru bani, 10 lei v-am spus, da? Și v-am spus să vă dați 10 lei, v-am dat. Când ați plătit, omule, și tu nu înțelegi? N-ai plătit ca oamenii ăștia și toți, că așa și nu au văzut nimic că ai plătit. Noi, nașul, și-au plătit? Nu, nu, nu. Nu au plătit nimic, nu, Elena. Vedeți? Și spuneți, ia întrești. Nu am plătit, numai și am dat 10 lei. Nu ați dat 10 lei, nu v-ați plătit. Și noi, în general, nu avem cașmane aici în magazin. Unde ați văzut cașmane? Și ne v-a spus că este cașmane. Da, zahăr, eu am cerut zahăr și cașmane și să vă dau 10 lei. Nu este zahăr, avem crupă dacă vreți, că avem combicorm. Vă trebuie cât? Vreți un pachet 20 de lei? Un sac, și vreți? Ziceți. Dar cu bani, cu bani. Eu compicorm, dați-mi cașmane, eu șerut, sau dați-mi banii înapoi. Băi, omule, netale, du-te, dacă vrei tare, eu n-am cât de că, uite că e rând la mine la magazin. Du-te și du-te acolo la cabinetul 8, acolo, dacă vrei să te sfădești acolo, să poți să sfădești până mâine. Plătești în bani și te sfădești până mâine. Și cum e? Dar, următorul. Da, intrați. Bună ziua. Bună ziua. Și ce înseamnă asta? Și cu banditismul este, eu am plătit numai 10 lei la casă și ne-au luat bani și pe urmă zis că n-au nici cașmane, nici. Bun, vei, dacă vrei să grăim serios și să iasă ceva din asta, plătește bani, măi. Și să plătesc bani. 15 lei costă, dacă nu apie așa afară, mă rea de aici. Ai 15 lei și eu te ajut. Bun, ia că vă dau 15 lei, dar eu sper că s-o dați afară odată și pentru toată lumea. Faci, am ajuns să zic așa, bun, stai să număr. Eu m-am dus, am cerut cașmane și zahăr. Povestește, am anunțat, am cerut 2 kg de zahăr, 1 kg de cașmane. Și nu ți-a spus că nu-i zahăr. Nu ne-a spus, ne-a zis că ți-i dau 10 lei, că atâta costă. Eu am scos-o una de 5, 5 de una. Și el le-am pus acolo pe masă și e gata. Și eu i-au luat banii și a zis că nu i-am dat nici și n-are nici cașmane și nici. Și asta și nu, n-are cum. Vânzătoarea noastră, dacă i-a dat banul, i-a dat productul. Dacă nu, la noi vânzătoarele n-am ajesc. Nu, nu-mi vine nici așa. Eu am venit pentru și v-am dat vouă banii. Tu mă tin că ești bandit, vii aici și să mă amăgești pe mine cu bani. Nu amăgesc eu nică, eu cu banii mei. Gata, ți-am spus, dacă vrei să grăi mai departe, plătești bani. 10 lei plătești, am o ia și facem, rezolv. Hai, scoate, ai bani. Vedem, cu eu v-am dat 15 lei, nu mă știi. Ai probleme, mai scurt du-te acolo, că este cabinetul 18, du-te acolo. Cu directorul, că ești pe coridor în partea dreaptă, ușa directorului. Duci cu directorul, dar el mă tin că e ocupat, nu știu, duci în șarcă. Gata, hai, afară. Da. Bună ziua, domnule director, și cu magazinul ăsta vostru, și cu toată lumea vrea ceva. Eu cer carte de jalobi și predrojenie, eu trebuie să scriu. Și cu banditismul ăsta, eu m-am dus la magazin, ascultați-mă până la urmă. Ascult. Eu m-am dus la vânzătoare, dați 10 lei și eu zic că nu i-am dat nic. Și urmă m-a trimis vânzătoarea la voi la luști și cabinet 3 să mă jălui. La cealaltă mi-a cerut 15 lei și pe urmă zic că nu i-am dat nici un ban, eu m-am jălui. Și face ceva rezolvați, eu să mă duc la miliție, mă duc și mă bună, mă, stai, Olea, că și înseamnă că vrei să te pagubi de bani, te-am amăgit. Mama, mă jert, deci 25 de lei de mă luat. Dar tu te-ai gândit vreodată, te-ai gândit că tu ai venit cu probleme de astea măruțele la noi. Dar tu te-ai gândit vreodată cum pe oamenii amăjești prin lume, când oamenii tălhăriți. Dar și mă interesează prin lume, mine am 25 de lei neapărat, eu vreau să au cașmane și 15 lei înapoi pentru jalube de la cabinet 3. Dacă nu, eu mă duc la miliție, am și vin cu Stepan Pavlovici de la Uceastoc și o să vorbească el cu voi. Stai, Iulea, că înainte te aduci la miliție, că hai că eu omul n-am când, dacă vrei să grăi mai mult, trebuie să plătești, banul costă, timp costă bani. Dar dacă n-ai apătut... Ia plătesc, cum să plătesc, eu de-am dat atâția bani și cu... Ia că du-te acolo vis-a-vis la ușa, vis-a-vis ușa și eu, vezi albastră, intră acolo și acolo îți grăiește, este omul care se ocupe, el rezolvă și să lămurească și de făcut și cum de făcut. Hai. Du-te acolo și îți grăiești cu omul și el ți-a să lămurească. Cum e să vezi și tu alea că altfel cum sunt și se întâmplă în lume. Că tu văd că tu ți-ți pare problemele tale cele mai mari. Hai că noi aici suntem ocupați, du-te acolo. Nu, asta e imposibil, asta e. Hai, du-te, afară din cabinet, hai treșing, du-te încolo. Hai, gata, eu sunt ocupat, am documente și de făcut. Și gata. Da. Și m-a trimis director aici la voi. Eu nici nu mai știu ce înseamnă asta. Ce înseamnă asta? Eu am venit aici, am dat 25 de lei, nu mi s-a dat nici cașmane, nici zahăr și mi-au luat bani și toată lumea m-a trimis în toate părțile. Da, știu, ce înseamnă asta? Probleme, dar tu ai auzit de război în lume și se face foame. Știi că e foame în lume, sunt țări. Eu nu auzit de asta, dar eu pe mine asta nu mă interesează. Nu te interesează deloc că mor copilașii de foame în lume, că e boli, că aruncă bombe, ei, tu nu te gândești nici o secundă la, tu ești egoist, ei. Cum? Vrei să-ți povestesc, am să-ți plătești în bani 20 de lei și te ajut, îți promit, îți fac aici, îți lămuresc cum stau lucrurile. Scoate banul dacă vrei mai greu, dacă nu afară din cabinet. Scoți banul. 10 lei, hai. Hai, cât e 10 lei? Mi-a zis 20. Dar mă las de la mine că azi e să multă mană, să la smenă așa mai ușuric și nu a fost azi niciun client, așa că scoate 10 lei, amucă-ți promit. Mâine să mai încolo și... Bun, mi-a 10 lei. Așa, bun. Ap și povestei tu, și-i pățit? Te-o amăjit. M-am amăjit aici și vânzătoarea și cabinet 3 și direct. Păi eu am avut niște neamuri care, eu am amăjit, dar vopșă le-au furat tătei din casă, le-au furat. Eu dat gaj, bani, mai scurt pe datorii, nu le-au întors, apoi nimerit la pușcării copiii de lor și apoi am copilași îndepărtați neamuri de mele nepoței care de foame pe undeva pe în Africa trăiesc, mă zic. Să închipă ce înseamnă asta, dar tu vii... Eu înțeleg, dar și pe mine mă interesează asta, mine mă interesează mie 25 de lei, dar mă 35. Așa, egoism, eu cu jite de astea de-al din etale n-am și grăi, afară din cabinet, asta e egoism și aroganță. Gata, s-a terminat, afară.